Continuăm cu informații care îi privesc pe absolvenții de liceu. Aceștia, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de bacalaureat, sunt așteptați să se înregistreze în evidențele agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă. Potrivit prevederilor Ordinului 3220 din 19 februarie 2018 al Ministerului Educației Naționale, cursurile claselor terminale din învățământul liceal se încheie în data de 31 mai 2019. Elevii care nu au situația școlară încheiată la toate materiile se pot înregistra în evidențele agenției în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigență, dată înscrisă în adeverința eliberată de instituția de învățământ. Prin absolvent al unei instituții de învățământ se înțelege persoana în vârstă de minim 16 ani care a obținut o diplomă sau un certificat de studii în condițiile legii în una dintre instituțiile de învățământ gimnazial, profesional, special, liceal, post-liceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condițiile legii. În termen de 60 de zile de la absolvire, potrivit AJOFM Călăraș, sunt așteptați să se înregistreze în evidențele agențiilor pentru ocuparea forței de muncă tinerii care au absolvit pentru a beneficia de servicii personalizate în vederea integrării pe piața forței de muncă.